Romario Benzar se așteaptă să primească scrisoare de convocare de la Angel Iordănescu. Nu își face alte planuri nici pentru vară. Visul lui este să joace la Europeanul din Franța. Pentru Florin Tănase, vestea convocării a fost cea mai frumoasă surpriză din acest început de an. Dacă Hagi era supărat pentru că generalul nu ia mai mulți jucători de la echipa lui, acum regele s-a împăcat cu tata Puiu. Pe lângă Tănase și Benzar, Iordănescu i-a mai chemat pe fundașul Robert Hodorogea și portarul Alexandru Buzbuchi pentru cantonamentul naționalei din Antalya. În stagiul de pregătire din Croația, viitorul arată o formă excelentă. A învins cu 3 la 0 echipa croată Slaven Belupo în turneul Arena Cup de la Medulin prin golurile lui Chițu și Cernat, autorul unei duble. Viitorul luptă joi cu slovenii de la Copăr pentru calificarea în semifinalele competiției.